dragi lăsați-mă să actualizez pentru voi. În zilele lui Irod, împăratul iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron, pot să zic fioa, fi, fica lui Aurel, și se numea Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Felicitări! Robert Andrei și Andrada Elisabeta. Vă cunosc de destul de mult timp. Nu știu dacă îți mai amintești tu, Robe, că ți-am fost diriginte în clasa 9 și în 10 Ți-ai mai amintești? <laughs> Mi-am amintesc că te-am văzut un băiat foarte liniștit, blând, cel puțin când erai la ore. După ce am aflat că nu ești întotdeauna blând, dar ești liniștit, și am văzut maniera în care Dumnezeu a lucrat în viața ta. Mi-am că am avut momente în care mi-am dorit să faci un pas, numit pasul botezului. Și nu l-ai făcut decât atunci când trebuia să-l faci. De ce? Pentru că Dumnezeu a lucrat în viața ta. Pentru acest mire, toată Biserica Betania se cuvine să zică Domnul să-L binecuvinteze. Elisabeta, am văzut lucrarea lui Dumnezeu în viața ta. Am văzut modul în care Dumnezeu te binecuvintează și cum te maturizează, te crește, te așează într-un plan special al lui Dumnezeu. Și indiferent de ce a fost în jurul tău, Dumnezeu a fost lângă tine. Dumnezeu a fost de partea ta în copilărie, în adolescență și până în această dimineață. Se cuvine pentru mireasa aceasta să zicem, Domnul să o binecuvinteze. M-am uitat la acest cuvânt al lui Dumnezeu și am primit un mesaj pentru voi, dar nu numai pentru voi, pentru orice familie care se teme de Domnul și care este în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. Și am numit acest mesaj familia cu care Dumnezeu are un plan special. Recunosc că nu știu care e planul ăsta special al lui Dumnezeu. Dar acesta este cuvântul lui Dumnezeu printre celelalte cuvinte care sunt din partea lui Dumnezeu Transmise și care vor urma să fie transmis. Familia voastră este o familie cu care Dumnezeu are un plan special. Familia cu care Dumnezeu are un plan special. Este o familie formată dintr-un bărbat și o femeie care sunt sudați în Sfințenie. Sudați în Sfințenie. Biblia zice amândoi erau neprihăniți. Nepriveniți. Știți care e marea problemă a contemporaneității? Există familii în care doar unul se crede sfânt, că nu prea poate fi dacă e singur. Există familii în care sfințenia amândurora, partenerilor de viață, se pătează pe zi ce trece. Și asta nu-i voia lui Dumnezeu. Familia cu care Dumnezeu are un plan special este familia sudată în Sfințenie. Niciodată să nu vă permiteți lucruri care vă scindează Sfințenia. Niciodată să nu permiteți unor oameni care vin cu ideile lor, cu modernismul lor, cu teoriile lor, cu postmodernismul lor, cu mișcarea feministă care există în lume și care distruge o națiune întregi. Niciodată să nu le permiteți să vă afecteze Sfințenia voi amândoi, fiecare la rândul vostru, ați avut un moment special în care ați intrat într-un baptistier, în baptisterul acestei biserici și ați proclamat credința voastră în Domnul Isus Hristos. Voi aveți dreptul să veniți la altar ca mire și ca pentru că voi doi v-ați dedicat în mod privat, personal, independent unul de celălalt, Domnului Isus Hristos. Sfințirea, dragilor, începe în momentul în care un om se lasă de păcatele lui, renunță la lumea veche, se smulge din lumea păcatului, renunță la alcool, la tutun, la imoralitate, la pornografie, la masturbare, la orice păcat care există în viața unui om, bârfă, sentimente. știți că o grămadă de bârfe distrug familii întregi? Știți că multe dintre familiile care sunt destinate să aibă Dumnezeu un plan special cu ele sunt atacate de diavolul prin bârfă? Cineva se trezește să nu cu ce o vorbă și o generație întreagă e afectată de vorba aceea. Nu-i normal asta. Nu le permiteți altora să intre între voi. Între voi, cum spunea fratele Paul, are voie să fie prezent doar Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Dincolo de Dumnezeul Triunic, nimeni nu are voie să intre în viața voastră privată. Voi aveți o viață intimă în care nu are voie să intre cineva. Nu le permiteți. Nu-i lăsați prin întrebările lor curioase să vă afecteze viața de familie. Sunt intimități care n-au voie să fie transmise și care sunt doar pentru voi doi. Nu le permiteți oamenilor din jurul vostru, indiferent cât de bine intenționați apar, indiferent cât de multă diplomație vor avea în ei, nu le permiteți. Luptați pentru sfințirea voastră. Luptați pentru ca sfințenia voastră să fie dusă pe toată durata vieții, nimic din lumea asta n-are voie să vă scindeze, să vă fure, să vă păteze sfințenia. Nimic întinat și ca ați spune Biblia, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Pasajul care s-a citit în această dimineață din cartea FSN spune foarte clar, ascultați care este mandatul bărbatului în biserică și bărbatului în familie mai ales. Biblia spune foarte clar... Bărbaților, versetul 25, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. De ce? Ca să o sfințească. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. De ce? Pentru ca să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu pe această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ești responsabil ca preot în casa ta, Robert, de sfințenia ta, dar ești responsabil de sfințenia Andradei. Dacă vreodată va avea tendința să calce într-o direcție periculoasă, ești responsabil, tu trebuie să ai ochi de supraveghetor, tu trebuie să te uiți foarte atent. Tu nu trebuie să zici, asta e problema ei, nu există așa ceva. Voi v-ați unit, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi. Lipire înseamnă sudare. Când mergi într-un loc, trebuie să fie prezentă și ea, nu doar fizic, din perspectivă emoțională, din perspectivă psihică, din perspectivă fizică și mai ales spirituală. Tu nu poți fi un sfânt singur și nici o sfântă singură. Sfântul Iov e într-un moment dificil al vieții lui și nimeni nu mai rămâne lângă el. Din toate proprietățile lui, unul de cei mai prominenți businessmen din zona fiilor răsăritului, cel mai cuvează, îl prezintă Biblia în primul capitol, în primele versete. Ajunge într-un moment dificil în viața lui, în capitolul 2, să rămână din toate averile lui cu patru sclavi, patru angajați, că mă să actualizez și cu nevastă sa. Și când avea cea mai mare nevoie, bărbatul acesta, de afecțiune din partea nevestei lui, de susținere, de un umăr pe care să plângă. De niște brațe care zi, se deschidă și să-i spună, dragule, dacă nimeni nu te mai iubește, eu te iubesc. Dacă nimeni nu-i nu mai pasă de viața ta, dacă ai falimentat financiar, dacă ai falimentat social, atât când te ridicai tu în picioare, nimeni nu mai deschidea gura după tine, indiferent ce vârstă ar fi avut, chiar dacă tu erai mai tânăr. Când Sfântul Iov avea nevoie de cineva cu care să fie sudat și nu putea cu altcineva decât cu propria lui nevastă, Femeia aceasta cedează. Și ascultați ce îi zice. Tu te ții tare în neprionirea ta. E numai a ta, nu-i și a mea. Și ascultați cine vorbește prin ea. Cu siguranță nu Dumnezeu. Și zice, bleastă-mă pe Dumnezeu. Și încheie să cu viață. Bărbatul acesta a fost responsabil să o corecteze. Și a zis, nu vorbești bine. Și nu te califică vorbele acestea, nu -ți sunt compatibile cu ceea ce știu eu de la tine. Ai preluat vorbele alteia. Și nu l-a pe Dumnezeu. Rămâneți sudați în sfințenie. Andrada, dacă uneori o să vezi o inconsecvență, o tendință negativă la Robert, ai responsabilitatea spirituală să te rogi pentru el. Trebuie să fii foarte aproape de el. Robert s-a terminat cu ATV-urile și cu, da, nu, biciclete, cu, s-a da, terminat. N-ai voie să mergi nici măcar la pescuit dacă ea nu vrea. O zici cineva amințină, am zis. a n-am auzit? Ați înțeles ideea? Adică nu se poate să te trezești, gata, m-am dus cu ATV-ul, ea nu știe nimic. Nu se poate una casa. Voi sunteți sudați. Acum eu nu zic să vă luați două de ATV-uri. Despre asta e vorba. Mergeți pe același ATV când încă nu-i problemă. Dar când mergeți, mergeți deodată. Nu se poate, Robert, să fii undeva și să nu știi Andrada. Andrada, e imposibil să vorbești cu o prietenă foarte apropiată a ta și să ai secrete care sunt împotriva partenerului tău de viață, adică lui Robert. Nu luați modele din lume. Mass media e plină de distrugeri. VIP-urile din lumea aceasta afectează alarmant de tare imaginea familiei reale. Modelul vostru este Domnul Isus Hristos și biserica ești responsabil de a să o iubești. Să o iubești continuu. Să o iubești dimineața și seara. Să o iubești când nu-ți vine și când alții spun vorbe greșite despre ea și negative, întotdeauna să ia apărarea. A responsabilitatea aceasta preoțească, nu întâmplător, ți-am citit despre un preot pe nume Zaharia. Nu uita. Iubește-o. Andrada, nu uita, respectă-l. Nu-l nu căca pe bătătură, nu fi cicălitoare roagă de lui Dumnezeu să nu te îngădui vreodată să-L cicălești. Ai mare atenție și niciodată să nu ieși de sub autoritatea Lui. Nu-L corecta în public. Să greșească alarmant. Maxim dacă vine ceva accident cu tremur. Maxim dacă începe, nu știu, un război. Maxim dacă se întâmplă un incendiu. Atunci ai voie să strigi, ajutor, oprește-te, frânează. Dacă cumva ațipește, ferească Domnul la... Era să zic la învon, am zis la... La volan. Înțelegeți ce zic? Sutați în sfințenie. Întotdeauna să clădiți sfințenia voastră. Să luptați pentru sfințenia voastră. Viața de familie este o viață în care trebuie să vă ajutați unul pe altul. Indiferent cât de mulți oameni vor să vă distrugă. Indiferent cât de mult șarpele, diavolul vrea să vă atace și să atenteze la unitatea voastră. Împreună cu Hristos veți fi biruitori. Crede biserica Domnului asta? lăudați să fie numele Domnului. Sudați în Sfinte. Momentele dificile au venit și peste viața acestei familii. Că orice familie are testul ei. Vrei, nu vrei, orice familie e testată dacă rezistă. Și Biblia zice că această familie avea o problemă care îl afecta și pe bărbat și pe soția lui, din perspectivă socială ebraică. Din perspectivă sentimentală, înțeleg că în mod special pe Elisabeta, o afectat. Și amândoi s-au rugat pentru cauza aceasta. Și ar fi avut toate motivele, Zaharia, să zică: Eu nu mai slujesc. Când se trage la sorți și îmi cade numele meu pe bilețel, eu îi spun: Uite, din motive familiale, nu mai slujesc până când am un copil. Avea argumente. Argumente sociale, religioase, laice. Și apare în spirituale. Să ascultați ce spune Biblia. Versetul 8. Pe când slujează Aria înaintea lui Dumnezeu? Luca 1 cu 8. Pe când slujează Aria înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui? n a intrat în cealaltă altuia, nu a încercat să facă o concurență cu cineva. Și a știut locul, rolul înțelegeți rolul pe care îl ai. O să-mi spui, frate de eu nu slujesc public neapărat. Eu știu că tu slujești în spatele cortinei. Continuă să slujești. Te-am văzut un băiat muncitor, harnic, implicat. Un băiat care ai pus osul în anumite ecuații și anumite situații care au fost dificile. Ți-am văzut și lacrimile când ai, ai chemat pe Hristos în inima ta. Știu că tu trebuie să slujești. Ai slujit și vei sluji în continuare. Implică-te în proiectele pe care Dumnezeu ți le pune în mână nu te retrage atunci când ai anumite bariere în viața ta spirituală. Este tendința asta umană să închizi ușile și să zici, gata, nu voi mai face nimic. Dar ascultați-mă, voi trebuie să fiți statornici în slujire. Biblia zice, după biciul preoției, ai ieșit la sorți să intre să tămieze în templul Domnului. În ceasul tămierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. În timp ce bărbatul acesta slujea fără răspuns la întrebările lui. Dacă în viața asta o să aveți momente în care o să aveți întrebări fără de răspuns și o să aveți. Când cele mai, cei mai grei nori și plumburii se așează pe bolta vieții voastre și vă pasă memoria. Când aveți tendința să vă faceți bagajele și să plecați undeva să nu mai vedeți oameni. Continuați să slujiți. Dumnezeu are în dotare îngeri. Are maniere în care să vină să vă răspundă la întrebările voastre. Și vreau ca Dumnezeu să vă răspundă din ceruri și după planul lui. Dumnezeu să lucreze cu voi. Fiți statornici în slujire. Statornici. Dumnezeu a trimis un înger cu mandat special și a trimis un mesaj care a dus lumea într-o altă zonă. A schimbat toată zona aceea și toată lumea și toată spiritualitatea lumii. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu familia aceasta. Vreau să vă spun ceva, rugăciunile voastre trebuie să fie insistente la adresa lui Dumnezeu. Fiți stăruitori în rugăciune. Nu cedați după prima rugăciune la care credeți că nu vi se doar răspuns sau vi s-a dat un răspuns care nu e compatibil cu doleanțele voastre, cu ceea ce vă doriți voi. Rugați-vă în continuare. Rugați-vă împreună. Nu-i greșit să vă rugați în undeva de mână. Rugați-vă. Va trebui de astăzi să înveți să citești cu voce tare. Știu că la religie, când te puneam să citești, nu ți era foarte confortabil. Dacă acum te-ai marturizat, te ai crescut. Va trebui să ai Biblia ta în care să citești în familie cu voce tare. Dacă Dumnezeu va da fi și vă dorim numele Domnului să aveți copii sănătoși, zice poporul Domnului Amin, să lucreze Domnul după planul lui Dumnezeu pentru voi, să citiți Biblia împreună, să vă rugați împreună, să rezistați, să vă opuneți ca un zid la toate atacurile demonice care lovesc în familia voastră, pentru că cu a voastră familie Dumnezeu are un plan special, slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă că această familie a fost formată dintr-un bărbat și o femeie. Zaria și Elisabeta, în cazul nostru Robert și Elisabeta sau Andrei și Elisabeta, ca să vă folosesc a doua, a doua prenume la fiecare. O familie de oameni simpli, dar selectați. Simplitatea e pasiunea lui Dumnezeu să lucreze. Când Dumnezeu vede un spațiu unde există simplitate, Dumnezeu are teritoriul compatibil să facă o minune când există smerenie într-o inimă, când există simplitate cum vând la voi și vă felicit pentru asta, Dumnezeu decide să selecteze acele persoane. Selectați. Sunteți și selecți, dar mai ales selectați. Ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Există niște oameni foarte proeminenți în contemporaneitatea lui Ioan Botezătorul, băiatul familiei, care s-a născut într-un context extrem de dificil din familia lui Zaria și Elisabete. Citesc din Luca capitolul 3, versetul 1, în anul al 15 al domniei lui Tiberiu Cezar, Imperiul Roman, la? pe când Pilat din Ponte era drăgător în Iudeia, pe când Irod era cărmâitor al Galileei, pe când Filip, fratele lui, era cărmâitor al Ituriei și al Trahonitei, pe când Lisania era cărmâitor al Abilenei. Și în vremea marilor preoți, Ana și Caiafa, pe toți îi pune Dumnezeu deoparte și zice, aveți studii, sunteți importanți, aveți prestanță, aveți tot ce trebuie, toți sunteți extraordinari, dar nu cu voi vreau să lucrez. Eu, Dumnezeu, decid să selectez din familia aceasta pe care am pus un în stand-by, în așteptare de multă vreme, și nu le-am dat copii, și vreau să selectez un băiat care să crească, să ajungă mare. Și Biblia zice, cuvântul Domnului a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Stimate familii, bucurați-vă pentru că Dumnezeu v-a adus până la ora aceasta. V-ați rugat? Spuneți? V-ați investit? pe ambele familii v-am văzut ca niște familii dedicate lui Dumnezeu. Nu de puține ori în casele voastre și-au găsit loc adolescenții și tinerii la rugăciune. Ați simțit prezența lui Dumnezeu, ați avut niște brațe deschise pentru oameni pe care nu i-ați cunoscut pe majoritate. Și uitați-vă că la altar, în această dimineață, Robert și cu Andrada vin ca o răsplată din perspectivă umană, din perspectivă terestră, din partea lui Dumnezeu. Fiți bucuroși chiar dacă sudarea lor înseamnă un fel de despărțire dintre voi. Rămâneți aproape, în spatele lor, foarte aproape. Niciodată nu vă impuneți deciziile. Lăsați-i să vorbească cu Dumnezeu. Și nu uitați, cu familia voastră, Dumnezeu are un plan special. Lăsați-l să se deruleze.